We'll continue from where we left off. O să continuăm de unde am rămas. I hope you're excited. Sper că sunteți bucuroși. Because we are the ones who are going to see the coming of the Lord. Pentru că noi suntem aceia care vom vedea venirea Domnului. You know, the apostle Paul said in 1 Thessalonians 4. Apostolul Pavel a spus în 1 Tesaloniceni 4. Did you notice that? Ați observat? 1 Thessalonians 4, în 1 Tesaloniceni 4, verse 17, cu 17. What did he say? Ce a spus? He said, "We who are alive, not those who are alive." Spune noi cei vii, nu spune cei vii. That means Paul expected Jesus to come in his lifetime. Înseamnă că noi cei care îl așteptăm pe Domnul să vină în timpul vieții noastre. That's how we must live. Așa suntem noi, îl așteptăm să vină. But we know in 2 Timothy 4, dar știm în 1 Timotei 4, he says to Timothy, că îi spune lui Timotei, "Now the Lord has shown me that my time is over." Acum Domnul mi-a arătat că timpul meu s-a terminat. So I'm not going to be alive for the coming of the Lord. Și spunea Pavel, eu nu voi trăi când Domnul va veni. I'm going to die and go. Eu voi muri și voi pleca. But until the Lord showed him that. Excuse me. Until the Lord showed him that he's going to die. Dar până Domnul i-a arătat că va muri. He was expecting Jesus is going to come. Pavel aștepta ca Domnul să vină în timpul vieții lui. And that's how we must live also. Și așa trebuie să trăim și noi. Even if I'm 100 years old, I will not wait for death. I'll wait for the coming of the Lord. Și când o să am 100 de ani, o să aștept venirea Domnului și nu o să aștept moartea. We who are alive, noi cei vii, unto the coming of the Lord, până la venirea Domnului, shall be taken up, când vom fi răpiți. So, let me say a few words about this period of tribulation that's going to come before Christ comes. Să vă spun câteva cuvinte despre această perioadă de anecazului celui mare dinaintea venirii lui Hristos. In the book of Revelation, în cartea Apocalipsa, the Lord told John to come up in chapter 4 verse 1. În 4:11, and he said, I will show you things that are going to take place in the future, the last part of that verse. În ultima parte, îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. And first of all, he showed him a vision of heaven in chapter 4 and chapter 5. În capitolul 4 și 5 i-a arătat o vedenie despre cer. Before you see the future. Și înainte să vezi viitorul, he told John, i-a spus lui Ioan, I want you to see what's in heaven. Vreau să vezi ce e în cer. In heaven they are falling down and worshiping God. În cer, cad cu fața la pământ, se închină lui Dumnezeu. Chapter 4 verse 11. 4:11. They say, worthy art thou, O Lord. Și spun, vrednic ești, Doamne, Dumnezeu nostru, să primești slava, cinstea și puterea. Și apoi în capitolul 5, cu 9, they sing the same thing about, verse 12. Worthy is the Lamb that was slain. Spuneau, chapter 5, verse 12. Vrednic este mielul care a fost jucheat. And riches and wisdom and să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria. So, the Lord tells John, before you see the future, I want you to see this first. Deci Domnul îi spune lui Ioan, înainte să-ți arăt viitorul, vreau să vezi cum e în cer. The description of the future starts in chapter 6. Descrierea viitorului începe în capitolul 6. But before we see that, we have to see the vision of God on the throne. Însă înainte de asta trebuie să vedem viziunea cu Dumnezeu stând pe tron. If you don't see that, dacă nu vezi asta, and you see what all is going to happen in the future, și vezi doar ce urmează în viitor, you'll get scared. Te vei speria. You'll think the devil has taken over the world. O să crezi că diavolul va prelua controlul în lume. That's why John had to see a vision of God and Jesus having all authority. De aceea, în primul rând, Ioan trebuia să vadă o viziune cu Domnul stând pe tron și cu Domnul Isus. That's what we also need to see before we look into the future. Și asta trebuie să vedem și noi înainte de a privi în viitor. Who is running the universe? Cine conduce universul? Our Father. Tatăl nostru. Who has got all authority in heaven and earth? Cine are toată autoritatea în cer și pe pământ? Jesus Christ. Iisus Hristos. Satan was defeated 2000 years ago. Satan a fost înfrânt acum 2000 de ani. We must never forget that. Și să nu uităm niciodată. I'll never forget an experience I had. N-am să uit niciodată o experiență care am trăit-o. When there was a woman who came for prayer. Era o femeie care a venit pentru rugăciune. I asked her to tell the devil, you were defeated on the cross.
Și am spus să-i spună diavolului că a fost înfrânt pe cruce. She turned around to me and said, I was not defeated on the cross. Și s-a întors la mine și o voce din ea așa mi-a spus, eu n-am fost înfrânt pe cruce. I didn't even think she had a demon. Sorry? I didn't even think she had a demon. Și eu nici nu mă gândeam că e posedată de un demon. Then I realized she had a demon. Atunci mi-am dat seama că avea un demon în ea. So I spoke to the demon. Așa că am vorbit demonului. You are a liar, I said. I-am spus, ești un mincinos. You were defeated on the cross. Ai fost înfrânt pe cruce. Get out of her in Jesus' name. Ieși din femeie în numele Domnului Iisus. Of course, the demon left immediately. Și bineînțeles că demonul imediat a dispărut. Told this woman. Și apoi am spus din nou. Now tell the devil. Acum spune diavolului. You were defeated on the cross. Ai fost înfrânt pe cruce. She said it immediately. Și a spus imediat, ai fost înfrânt pe cruce. I learned something that day. Și am învățat ceva în ziua aceea. That the devil does not like to be told that he is defeated on the cross. Am învățat că diavolul nu-i place să-i spui că a fost înfrânt pe cruce. So I decided that I'm going to tell him that as often as possible. Așa că m-am gândit să-i spun cât pot eu de des. And I said I'm going to go around the world telling everybody else to tell the devil. Și am spus că să mă duc în toată lumea să le spun tuturor că as often as possible. Cât de des cu putință. Satan, you were defeated by the Lord Jesus on the cross. Satan, ai fost înfrânt de Domnul Iisus Hristos pe cruce. Please tell that to the devil as often as you remember. Vă rog, spuneți diavolului cât puteți de des asta. Do you believe it's true? Crezi că e adevărat? Yeah, don't say it if you don't believe it. Dacă nu crezi, să nu spui. I believe it with all my heart. Dar eu cred din toată inima mea. Not only is he defeated on the cross. Și nu numai că e înfrânt pe cruce. He's going to be cast into the lake of fire when Christ comes again. Când se întoarce Hristos, el va fi aruncat într-un iaz de foc. That is his future. Și asta îl așteaptă pe el. That's why we are not afraid of him. De aia nu ne temem noi de el. I saw a sticker once. Am văzut odată un abțibil. That it said whenever the devil reminds you of your past failures. De câte ori îți va aminti, ori de câte ori îți va aminti diavolul de greșelile din trecut, you remind him of his future. Amintește-ți lui ce îl așteaptă. When the devil reminds you of your past, you remind him of his future. De câte ori diavolul îți aduce aminte de trecutul tău păcătos, amintește-ți și lui de ce îl așteaptă. You know why the devil does not like believers to read the book of Revelation? Știi de ce nu-i place diavolului când creștinii citesc Apocalipsa? You go to any believer around the world. Du-te la orice credincios din lume. And ask him. Și întreabă-l. Which is the book in the New Testament you read the least? Care e cartea din Vechiul Testament pe care o citești cel mai puțin? They will all say Book of Revelation. Și toți vor răspunde Apocalipsa. Which is the book in the New Testament you don't even feel like reading? Care e cartea din Noul Testament care ți se pare cel mai greu de citit? Revelation. Apocalipsa. Which is the book you don't study? Care e cartea pe care nu o studiezi? Revelation. Apocalipsa. Why? De ce? Because that is the one book that tells about the devil's defeat. Pentru că asta e cartea care ne spune despre înfrângerea diavolului. How he's going to be cast into the lake of fire. Cum diavolul va fi aruncat într-un iaz de foc. Naturally, he doesn't want believers to read that. Normal că nu-i convine ca noi să citim cartea aceasta. I have written a commentary. Am citit un comentariu. Only one book of the Bible. Am scris un comentariu despre o singură carte din Biblie. I have not written a verse by verse commentary of any other book. N-am scris niciodată un comentariu verset cu verset a niciunei alte cărți. And that is the book of Revelation. Decât a cărții Apocalipsa. If you have an internet, you can go there to dacă our website. Dacă ai internet, du-te la site-ul nostru. There's a book there called The Final Triumph. Și vei găsi o carte pe care am scris-o, Triumful Final. Every verse in the book of Revelation I've explained there. În right care am explicat fiecare verset din Apocalipsa. So I just want to tell you briefly what we read here. Vreau să vă spun pe scurt ce citim aici. I'm going to go quickly through it. Am să trec foarte repede. After seeing Jesus and the Father in heaven, chapter 4 and chapter 5. După ce în capitolele 4 și 5 Ioan îl vede pe Iisus și pe Tatăl în cer, then we read about seven seals. Citim apoi despre șapte peceți, șapte sigilii. Each seal symbolizes something. Și fiecare pecete simbolizează ceva. Chapter 6 verse 2. În capitolul 6 cu 2. A white horse and somebody who sat on it had a bow and a crown was given to him and he went out conquering and to conquer. Un cal alb și cel care stătea pe el avea un arc, i s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. This is someone pretending to be Jesus Christ. Este unul care se dădea a fi Iisus Hristos. It is the Antichrist. Era Anticristul. And the second seal is broken, verse 3. Când a doua pecete este ruptă. And verse 4, a red horse. Un cal roșu. This is a picture of war. Asta este imaginea războiului. Because you're going to take peace from the earth. Când se va lua pacea de pe pământ. And then when the third seal is broken. Și când a treia pecete este ruptă. Verse 5, a black horse with the scales on his hand. S-a arătat un cal negru
care avea o cumpără în mână. Verse 6, talking about the price of wheat and barley and oil. Apoi ne spune că a auzit un glas care zicea o măsură de grâu pentru un leu. That is a picture of famine. Asta vorbește despre foametea care va veni. And then the fourth seal. Apoi când al patrulea cetate. Verse 8. Pe cetate este ruptă. A horse whose name is death. S-a arătat un cal gâlbui, moartea. Kill people in the world. Ăsta va omorî oamenii din lume. This is war, terrorism, everything. Asta include război, terorism, orice. And then he goes on, you know, in the by the time the fifth seal is about believers who are being persecuted. Și când se rupe a cincea pecete, se spune despre persecuția creștinilor. Under the altar you see the souls of those who've been killed for this. Spune că a văzut sub altar suflete celor uciși din pricina cuvântului lui Dumnezeu. And then the sixth seal. Apoi a șasea pecete. In verse 12. În 12. Which is immediately before the coming of the Lord. Care este imediat înaintea venirii Domnului. Chapter 6 is like a preview of the whole book of Revelation. Capitolul 6 este ca și un preview. You know, like a picture of the whole future. Na, deci ăsta prevede întreg viitorul. And then the details are in the remaining chapters. Și apoi detaliile primim în capitolele următoare. And in chapter 7 verse 9. Și în 7 cu 9, we read of a great multitude which nobody can number. Citim despre o mulțime pe care nimeni nu o putea număra. From every nation, tribe, people, tongue standing before the Lamb. Din fiecare națiune, seminție, norod, limbă. And these are people who are saved. Ăștia sunt oamenii salvați. Their robes are washed in the blood of the Lamb. Și hainele sunt spălate în sângele mielului. Says that in verse 14. Spune asta în versetul 14. Their robes are washed in white in the blood of the Lamb. Că ei și-au spălat hainele în sângele mielului. Great multitude which nobody can count. O mulțime pe care nimeni nu o putea număra. You know, in heaven, știți, în cer, there's going to be a great multitude of people. Va fi o mulțime de oameni that we cannot count. Pe care nu îi vom putea număra. We say, well, I thought there are very few people who are going to be saved. Ne spune, eu credeam că vor fi puțini oameni mântuiți. Yeah, there are very few people who are going to be saved. E adevărat, sunt puțini oameni care vor fi mântuiți. But all the babies that have died. Dar toți copilașii care au murit. Are all going to be in heaven. Toți au ajuns în rai. And all the abortions and millions of babies that milioane are aborted. De copii avortați. From every tribe, tongue, din orice țară, în orice limbă. It's going to be a huge crowd. Ăștia formează o mulțime millions uriașă. And millions and millions of de milioane people. Și milioane. And that's what's described here. Și despre asta se vorbește aici. But there's another group within this group. Dar mai este un grup care face parte din acest grup. Which is a much smaller number. Care e mai puțin numeros. In the book of Revelation, they are called the overcomers. În cartea Apocalipsa, aceștia sunt numiți biruitorii. You know, these are two groups mentioned in the book of Revelation. Acestea sunt cele două grupuri despre care se vorbește în Apocalipsa. So I want you to contrast these two. Deci vreau să observați aceste două grupuri. In chapter 7 verse 9, a great multitude that nobody can number. În capitolul 7 cu 9 despre o mulțime se vorbește de oameni care nu poate fi numărată. Notice that phrase, no one can count. Spune nu poate fi numărată de nimeni. It's so huge. Înseamnă că e uriaș numărul. You go to chapter 14. Dacă mergi la capitolul 14, and verse 1. Cu versetul 1. There you read a small number, chapter 14 verse 1. A small number of people you can count. Aici se găsește, se vorbește despre o mulțime mai restrânsă de oameni care poate fi numărată. 144,000. The number is not important. Numărul nu contează. It's a the book of Revelation is full of symbols, pictures. Cartea Apocalipsa este plină de simboluri, de imagini. When it mentions a number, it's just trying to say this is a small number that can be counted. Când se menționează un număr, înseamnă că vor fi puțini oameni care urmează a fi numărați. Who are these people? Dar cine sunt acești oameni? These are not just those whose robes are washed in the blood of the Lamb. Aceștia nu sunt doar aceia care și-au spălat hainele în sângele mielului. These are those who follow the Lamb
Wherever he goes, in verse 4. Aceștia sunt aceia care îl urmează pe miel oriunde merge acesta. See, verse 4 it says, these are the ones who have not been defiled with women. În versetul 4 spune că ei nu s-au întinat cu femei, că sunt virgini. Remember, the book of Revelation is full of symbols. Țineți minte că această carte Apocalipsa este plină de simboluri. Who are these women? Cine sunt femeile acestea? Babylon, the great harlot. Babilon, marea curvă. And all her daughters. Și toate fiicele ei. Babylon is called the mother of harlots. Babilon este numit mama tuturor curvelor. It's speaking about false Christianity. Asta înseamnă creștinismul fals. False Christianity that does not love Jesus wholeheartedly. Creștinii falși care nu iubesc pe Domnul Isus din toată inima false lor. False Christianity that does not believe in holiness and purity. Creștini falși care nu cred în sfințenie și în puritate. False Christianity that does not have the fruit of the Spirit. Creștini falși care nu au roadele Duhului Sfânt. But only the leaves of religion. Ci doar frunze acestele religiei. These overcomers were not defiled with Babylon. Acești biruitori nu s-au întinat cu Babilon. They kept themselves from those prostitutes. S-au păstrat. Nu s-au întinat cu acele prostituate spirituale. Let me just come to that in chapter 17 and tell you about that. La capitolul 17 se mai spune. Because we are going to see the development of Babylon in the last days. Pentru că vom vedea cum Babilonul se dezvoltă în aceste zile din urmă. These women. Aceste femei. Are mentioned in chapter 17 verse 5. Sunt menționate în 17 cu versetul 5. Babylon is not just a harlot, it is the mother of harlots. Deci Babilonul nu este doar mama curvelor, este doar o curvă, este mama curvelor. Deci multe femei. Spiritual, bineînțeles vorbind. Who is our bridegroom? Cine este mireasa neprihănită? Jesus Christ. Cine este mirele neprihănit? Iisus Hristos. We are supposed to be the bride. Și noi trebuie să fim mireasa. We are like a woman who is engaged, a young girl who is engaged to a man who has gone away to a far country. Noi suntem ca și o fecioară care este logodită cu un om plecat departe. Think of a young girl here who is engaged to a man who has gone to a far country. Gândește-te la o tânără care e logodită cu un alt cu un tânăr dintr-o altă țară. And while this man is gone, atât timp cât tânărul ăsta e plecat, he tells her, "Be faithful to me, I'm coming back." El îi spune, fii credincios că eu mă întorc să te iau. While he is gone, dar în timp ce el e plecat, she is going around with other men. Ea umblă cu alți bărbați. She is engaged to be married to. Dar ea s-a logodit cu acela plecat dincolo. But she is going around with other men. Însă umblă și cu alți băieți. What do you call her? Cum ai numit-o astfel de fată? She is not a bride. În orice caz, she's a harlot. Nu o poți numi o mireasă, ci mai degrabă o curvă. Așa e Babilon. Babylon is people who say, I belong to Jesus Christ. În Babilon sunt oamenii care spun, eu cred în Domnul Iisus. I'm waiting for my bridegroom. Îl aștept pe el, mirele meu să vină. But while they're waiting, dar în timp ce îl așteaptă, they're playing around with the world. Se încurcă cu lumea. And sin. Păcătuiesc. And impurity. În necurăție. What do you call such a person? Și cum ai numit un astfel de om? A harlot. O curvă. It's not just the Roman Catholic Church. Nu doar Biserica Romano-Catolică. It's not just some Protestant or Pentecostal church. Nu doar o biserică protestantă sau pentecostală. It is that spirit which can be found in people sitting in any church. Acel spirit care intră în oameni din orice biserică. That is Babylon. Ăsta e Babilon. See, 2 Corinthians in chapter 11. În 2 Corinteni 11. 2 Corinthians 11. Verse 2. Cu versetul 2. And 3. Și 3. Verse 2. Versetul 2. Paul says, I'm jealous for you with a godly jealousy. Pavel spune, eu sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. I got you engaged to one husband. Pentru că v-am logodit cu un soț. Cu Hristos. And I want to present you to him as a pure virgin one day. Și vreau să vă prezint înaintea lui ca o fecioară curată într-o zi. Verse 3. În versetul 3. But I am afraid. Dar mi-e frică. That just like the devil deceived Eve. Că așa cum diavolul a amăgit-o pe Eva. He will lead you astray from that simple pure devotion to Jesus your bridegroom. Tot așa și gândurile voastre vor fi stricate față and de Hristos. When he leads you astray. Și când te îndepărtează de Hristos, you become the harlot. Devii o curvă. Well, how did the devil lead Eve astray? Dar cum a înșelat-o diavolul pe Eva? God had given her a command. Dumnezeu i-a dat o poruncă.
Don't eat from that tree. Nu mânca din acel pom. And the devil said. Și diavolul i-a spus. It's not serious. Ai, nu l-am serios. You don't have to take all these commandments. Trebuie să pui la suflet toate poruncile astea. Why do you have to take every commandment of God so seriously? Sorry. Why do you have to take every commandment of God? De ce iei tu așa în serios fiecare porunca lui Dumnezeu? Yeah, some of these things, if you disobey, it doesn't matter. Dacă nu vei fi ascultătoare, puțin nu contează. I want to ask you a straight question. Vreau să spun o întrebare foarte directă. Do you take that attitude to some commandments in the New Testament? Ai tu atitudinea asta unor față de unele porunci din Biblie? Where the devil says, "No, these are not important." Când diavolul îți șoptește, nu e așa de important. You may not have become a harlot yet. Poate n-ai devenit încă o curvă, but you're on the way. Dar ești pe cale de a deveni dacă faci, dacă asculți de el. You think that you can leave the dead churches and come here and escape Babylon? Crezi că dacă pleci dintr-o biserică moartă și vii în biserica Harul, ai scăpat de Babilon? I wish it were so easy. Aș vrea să fie așa de ușor. Babylon is a spirit. Dar Babilon e un spirit care te urmărește. You can sit in the most spiritual church in the world and have the spirit of Babylon. Poți să fii în cea mai spirituală biserică din lume și să ai Duhul Babilonului în tine. Where you claim to be engaged to Christ. Și poți să pretinzi a fi logodit cu Hristos. But you follow the spirit of the world. Dar să urmărești totuși Duhul lumii. You follow the spirit of the film actors and actresses in the movie. Același duh al acestor actori din filme intră în tine. And you get ideas of impurity from there. Și de la ei prei idei de mizerie și necurăție. Look at the amount of sin there is between Christian young people nowadays. Uită-te la păcatul în care trăiesc tinerii creștini astăzi. Immorality. Imoralitate. Divorce. Divorțul. And they claim to be believers. Și ei spun că sunt credincioși. Babylon. Babilon. 100% Babylon. 100% Babilon. That's not the bride of Christ. Asta nu e mireasa lui Hristos. But the devil fools them. Dar diavolul îi prostește. Go to church. Păi el se duce la biserică, el cântă în biserică. But what's your spirit? Păi dar cum e cu Duhul tău? The devil's led you astray saying, that's not important to keep those. Diavolul așa te înșală încât îți spune, nu e important să păzești de poruncile Domnului. What he told Eve. Și întocmai i-a spus el Evei. The commandments of God are not so important. Poruncile lui Dumnezeu nu sunt chiar așa de importante. The other thing about Babylon. Celălalt lucru despre Babilon. In chapter 18. În capitolul 18. One more thing before I go there. Adică încă un lucru înainte să trecem. In Revelation 17 we read about this harlot sitting on the beast. What verse? Revelation chapter 17. În Apocalipsa 17 cu 3. Verse 3. I saw the woman sitting on a scarlet beast. Am văzut o femeie șezând pe o fiară. The beast is the Antichrist. Fiara este anticristul. And here is Babylon. Și iată Babilonul. The religious system called Christianity. Și așa zisul sistem religios. Joining hands with political leadership. Care dă mâna cu conducerea politică. Do you know that? Why does this political leaders carry Babylon on their back? Dar de ce politicienii aceștia cărau Babilonul în spate? Listen. Ascultați. Because these political leaders want the votes of Christians. Pentru că acești lideri, pentru că acești politicieni vreau voturile creștinilor. And so you may find it in Romania, you find it in America, you find it in different places. Descoperi în România, în India, în America, peste tot. The senators, senatori, will want the votes of Christians. Care vor votul creștinilor. So they will try and become friendly with the pastor. Așa că ei se împrietenesc cu frații pastori. This is the woman sitting on the beast. Și asta e femeia care stă pe fiară. The political leadership using the religious people. Politicienii care se folosesc de pastori, doamne religioși, to get power. Ca să primească putere. And once they've got their power. Și odată ce au pus mâna pe putere. Then we read finally. Apoi citim în cele din urmă, în 16. Chapter 17, verse 16. After some time they'll hate the harlot and make her desolate and naked and eat her flesh and burn her up with fire. Spune că o vor pusti pe fiară și o vor lăsa goală. The political leadership once they've got the votes and they got elected they'll say we don't want you anymore. Politicienii după ce vor își primi voturile și vor fi aleși vor spune nu mai avem nevoie de biserică. It's happening. Și asta se întâmplă. We have to be careful about politics and Christianity going together. Trebuie să fim foarte atenți cum unim această politică cu religia. The second thing, another thing about Babylon. Un alt lucru despre Babilon. So I told you that Babylon is
That spirit that tells you you don't have to obey the commandments. Ți-a spus că Babilon, la acel duh care te îndeamnă să n-asculți poruncile. The spirit that wants political leadership. E spiritul care dorește conducerea politică. Jesus never joined hands with Herod or Pilate. Iisus n-a dat niciodată mâna cu Irod sau cu Pilat. And Paul did not join hands with any political power. Și Pavel nu s-a putut îmbăca cu politicienii. Cu nicio putere politică. They kept themselves pure. Ei s-au păstrat puri, curați. But in the last days, dar în zilele din urmă, Christianity, false Christianity, acest fals creștinism, even Pentecostals, chiar pentecostali, are going to join hands with political leaders. Vor da mâna cu liderii politici. It's written here. Scrie în Biblie. The other thing in chapter 18. Celălalt lucru din capitolul 18. Is Babylon is a commercial a business system. Babilonul reprezintă afacerile, sistemul economic. It speaks in chapter 18 about the verse 11, the merchants of the earth will weep because Babylon is destroyed. În Apocalipsa 18:11 spune că negustorii pământului o plâng și o jelesc pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. You read that whole chapter. Și citești întregul capitol. In chapter 17, it's Christianity mingling with politics. În capitolul 17 vezi creștinismul cum se amestecă cu politica. In 18, it is Christianity mingling with money making. În 18 creștinismul se amestecă cu banii, cu producerea banilor. Where they teach that Christianity is a means of making money. Unde se învață cum poți să fii creștin să faci bani. Where you can preach in order to make money. Poți să predici și să faci bani. There are many preachers in America today. Sunt o mulțime de predicatori americani. If you invite them for one evening meeting. Dacă îl chem la biserica ta pentru o seară, you have to pay them $10,000. Trebuie să-i dai $10,000. And give them a first class airfare from și pe lângă asta un bilet la clasa întâia la avion, hotel. Book them up with their team in a 5-star hotel. Și cu echipa lui, cu tot, bineînțeles. It's big business, Christianity. E o afacere serioasă creștinismul astăzi. All these people have got their own jet planes and their own private. Predicatorii ăștia rămâi blocat când vezi că au avioanele lor particulare, au they're taking money from vapoarele lor din banii pe care au de la voi, de la oameni. Look at the amount of business there is at Christmas time. Uitați-vă numai, de exemplu, de Crăciun, câți bani se fac. There was no Christmas. Dacă nu era Crăciun, să presupunem că nu era Crăciun. All the businessmen in the world will weep. Păi toți afaceriștii din lume plângeau. What about the Christmas cards and the Christmas gifts? All our business will suffer. Câte afaceri ar fi avut de suferit de Crăciun? Babylon. Babilon, asta e Babilon. The name of Jesus is used for t-shirts. Când numele lui Isus îl folosesc să scrie pe tricou. Ball pens and all types of things. Și pe tot felul de lucruri. It's business, business, business. Afaceri, afaceri, afaceri. Money, numele money, bani, bani. Be careful. Fiți veghetori. So this chapter 14, this small group of people. Deci în capitolul 14 acest grup mic de oameni. Verse 4, 14:4. Spune în versetul 4. They did not allow themselves to be defiled with these Babylonian women. Ei nu s-au întinat cu aceste femei din Babilon. They did not become defiled with that spirit. Și n-au apucat să fie stricați de aceste duhuri. Follow the lamb wherever he goes. Ei sunt aceia care urmează pe miel oriunde merge el. And they were very careful to verse 5. It says no lie was found in their mouth. Spune că în gura lor nu s-a găsit minciună. That basically means they were not hypocrites. Asta înseamnă că nu erau ipocriți. No lie was found in their mouth means nu s-a găsit minciună în gura lor. What they spoke, cu alte cuvinte, ce au spus, was their life. Asta era viața lor. Today a lot of preachers what they speak is not their life. Astăzi mulți predicatori vorbesc însă nu trăiesc. I know in my own case. Știu eu în cazul meu. 34 years ago, acum 34 de ani, I fell down before God. M-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu. And I said, Lord, și am spus, Doamne, I am a hypocrite. Sunt un ipocrit. I am preaching things which are not true in my inner life. Eu predic lucruri pe care nu le trăiesc în viața mea intimă. And I will not be a hypocrite anymore. Și nu vreau să mai fiu ipocrit. I will stop preaching. Și mai degrabă nu mai predic dacă nu pot să trăiesc. Backslidden. Mă simțeam ca și un om căzut. But you must do something for me. Doamne, fă ceva pentru mine. If you want me to serve you. Dacă vrei să te slujesc. I'm asking you only for one thing. Îți cer un singur lucru. Make my inner life correspond with what I preach. Fă ca ceea ce vorbesc să și trăiesc. And God met with me. Și așa a făcut Dumnezeu. Filled me with the Holy Spirit. M-a umplut cu Duhul Său cel Sfânt. And I decided 33 years ago. Și acum 33 de ani m-am hotărât. I will never speak anything
that is not true in my inner. Să nu mai vorbesc despre nimic care eu nu trăiesc. I will never preach something which I don't practice at home. Niciodată n-am să predic ceva ce eu nu fac în casa mea. I will never preach anything which I don't practice in my mind. N-am să predic nimic ceea ce nu practic în mintea mea. No lie was found in their mouth. Spune aici că în gura lor nu s-a găsit minciună. Are you like that? Ești tu așa? This is the bride of Christ. Asta este mireasa lui Hristos. The opposite of the harlot. Opusul curvelor. Now there is a great multitude in heaven. Vreți, este o mulțime mare. What is their testimony? Și care e mărturia lor? I am a sinner. Sunt un păcătos. But Jesus' blood cleansed. Dar sângele Domnului Iisus m-a curățit. Millions like that. Sunt milioane de oameni așa. But it's a small group. Dar e un grup mic. Whose testimony is more than that? Care au o mărturie mai deosebită. I have cleansed myself from being a hypocrite. M-am curățit de a fi ipocrit. These are the people who are ready for the coming of the Lord. Ăștia sunt oamenii care sunt gata pentru venirea Domnului. Dear brothers and sisters, dragi frați și surori, in every church, în orice biserică din lume, in my church, în biserica mea, in your church, în biserica dumneavoastră, there will be these two types of people. Sunt aceste două feluri de oameni. Those who come and say, my sins are all forgiven, praise the Lord. Cei sunt oamenii care vin și spun, păcatele mele sunt iertate, slavă Domnului. Și m-am spălat pe mâini cu asta. That's a big number. Și sunt mulți. But in the midst there'll be a small group of. Dar în biserică este un grup mic de oameni. Who are completely free from hypocrisy. Care sunt complet eliberați de ipocrizie. And who are following Jesus in his footsteps. Oameni care îl urmează întru totul pe Domnul Iisus Hristos. You must be like that. Și așa trebuie să fim noi. Jesus said the last days will be like the days of Noah. Domnul a spus că în zilele din urmă va fi întocmai ca zilele lui Noe. Matthew chapter 24. Matei 24. The last days will be like the days of Noah. Zilele din urmă vor fi ca zilele lui Noe. Verse 37. Matthew 24 verse 37. The coming of the Son of Man will be just like the days of Noah. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai doma se va întâmpla la venirea fiului. What were the two great sins in the days of Noah? Care erau cele două mari păcate în zilele lui Noe? You read in Genesis 6. Citim în Geneza 6. It was sexual sin. Era păcatul sexual and violence. Și violența. Sexual sin and violence. Păcatul sexual și violența. They killed, they murdered. Ei omorau, erau criminali. And there was all types of sexual perversion. Și apoi erau perverși sexual. It says evil spirits came and possessed men. Duhuri rele veneau și posedau oamenii. And had sex with women. Ca să aibă sex cu femei. So in the last days. Deci în zilele din urmă, the two greatest sins will be sexual perversion. Aceste două păcate grave vor fi perversiunea sexuală, violence and terrorism. Și violența, adică terorismul. Do you see that around you? Vedem asta în jurul nostru. What are the two main subjects of all Hollywood movies? Care sunt cele două subiecte majore din toate filmele de la Hollywood? Sex, sex and violence. Și violență. We are in the last days. Trăim în zilele din urmă. But dar in such a time, în aceste vremuri, there was a man called Noah. Trăia, în acele vremuri trăia un om, Noe. Așa că, întocmai cum era pe timpul lui Noe, în zile din urmă, în mijlocul acestor violențe și păcate sexuale, deci asta e vestea rea, vestea bună însă, este că vor fi câțiva oameni ca Noe, sfinți, preaching righteousness, oameni care vor predica neprihănirea, oameni necompromiși, and listen to this. Și ascultă aici. With God fearing children. Oameni care aveau copii temători de Dumnezeu. Noah was not alone. Noe n-a fost singur. He had a family. El avea o familie. And everybody in his family was saved. Și toți din familia lui au fost salvați. And they married God fearing people. Și fiii lui s-au căsătorit cu fiice neprihănite. You must be like that. Și voi trebuie să fiți așa. You must be a man like Noah. Trebuie să fii un bărbat ca Noe. Who's got your wife care are o soție following you, who got your children following your example, ca soția ta și fiii tăi să-ți urmeze exemplul. Who were the ones who helped Noah to build the ark? Cine l-a ajutat pe Noe să-și construiască arca? The ark is a picture of the church. Arca este o imagine a bisericii. Who helped Noah to build the și cine l-a ajutat pe el să construiască? His own children. Copiii lui. Where did the money come from? Și de unde veneau banii? From Noah's pocket. Din buzunarele lui Noe. Are you willing to
build the church with your money? Ești tu gata să zidești o biserică din banii tăi? Are your children interested in building the church? Sunt interesați copiii tăi să zidească biserica? Are you training your children to live for God? Așa îți înveți tu copiii să trăiască pentru Dumnezeu? We are living in the last days. Trăiești în zilele din urmă. The devil is doing his work. Diavolul își face treaba lui. With sex and violence. Cu sex și violență. What about God's people? Dar cum rămâne cu poporul lui Dumnezeu? Where are the Noahs? Unde sunt Noe de astăzi? Where are the families of Noah? Unde sunt familiile lui Noe? That's what we need in these days. Asta ne trebuie nouă în zilele acestea. That is the witness. The Bible says Noah walked with God. Ăștia sunt martorii. Spune că Noe a umblat cu Dumnezeu. We read in Genesis 6 that Noah was the son of Lamech. În Geneza 6 citim că Noe era fiul lui Lamech. And Lamech was the son of Methuselah. Și Lamech era fiul lui Metusala. And so Methuselah was Noah's grandfather. Deci Metusalem era bunicul lui Noe. And Methuselah's father was Enoch. Și tatăl lui era Enoch. Enoch walked with God. Enoch a umblat cu Dumnezeu. But he went up to heaven before Noah was born. Dar a fost luat la cer înainte ca Noe să se nască. And I think little boy Noah. Și cred că Noe, micuțul băiețel, trebuie să-l fi întrebat o dată pe bunicul său Metusalem. Tell me, grandfather. Spune-mi, bunicule. About your father Enoch. Spune-mi despre tatăl tău Enoch. Little 12-year-old Noah. Copilul ăsta Noe de 12 ani. Asking his grandfather Methuselah. Își întreabă bunicul Metusalem. About his father Enoch. Despre tatăl său Enoch. Who walked with God for 300 years. Care 300 de ani umblase cu Dumnezeu. And went up to heaven. Și a fost luat la cer. Noah's father was not so interested in that. Tatălui Noe nu era interesat de aceasta. Lamech was not so interested. Lamech nu era un interesat. But Noah was interested. Dar Noe era. Imagine a 12-year-old boy. Imaginează-ți un băiețel de 12 ani. Wanting to know how to walk with God. Interesat cum să umble el cu Dumnezeu. His great grandfather. Bunicul său, străbunicul său, umblase cu Dumnezeu. Și în inima acestui băiețel, he had a desire to walk with God like era o dorință de a umbla cu Dumnezeu ca străbunicul lui. God saw that desire. Și Dumnezeu a văzut sclipirea din inima lui. And helped him. Și l-a ajutat. And the Bible says Noah walked with God. Și Biblia spune că Noe a umblat cu Dumnezeu. What a good example Enoch was. Ce exemplu bun a fost Enoch. You know, it's a great thing to walk with God. Știi că e un lucru mare să umbli cu Dumnezeu. It's not great to be a rich man. Nu e un lucru mare să fii bogat. Or a clever man. Sau deștept. Or a smart man. Sau isteț. But a man who walks with God. Dar să fii un om care umblă cu Dumnezeu. Other younger people can see you. Pe care tinerii să te vadă. And get a desire. I also want to walk with God. Și să-și dorească să umble și ei cu Dumnezeu ca tine. Enoch was a preacher, the Bible says in the book of Jude. Biblia spune în cartea Iuda că Enoch era un predicator. You know what Enoch preached? Știi ce predica Enoch? About the coming of the Lord. Despre venirea Domnului. And Noah knew his great grandfather was a preacher. Și Noe știa că străbunicul său era un predicator. He wanted to be a preacher. Și vrea și el să fie un predicator. I believe in the last days. Eu cred că în zilele din urmă. The days of Noah. Zilele lui Noe. Will be repeated. Se vor repeta. Sex and violence. Sex și violență. In the midst of that, God wants people like dar acolo, Dumnezeu vrea oameni ca voi. I want to challenge you to be like that. Și vreau să te provoc să fii așa. I want you married sisters to be like Noah's wife. Vreau surorilor măritate să fiți ca și soția lui Noe. Supporting her husband completely in building the ark. Care susținea soțul atunci când zidea arca. And bringing up the children in the fear of God. Și să vă creșteți copiii în frica de Domnul. God needs many men and many women like that. Dumnezeu are nevoie de mulți bărbați și multe femei așa. We read in Revelation chapter 13. Citim în Apocalipsa 13. About the Antichrist. Despre Anticrist. It's described in verse 2, verse 1 as a beast coming up out of the sea. Am văzut o fiară ridicându-se din mare. Now, I don't have time to go into all those details. If you read that book of mine, it's all detailed. N-am timp să intru în detalii acum, dar citiți voi acasă. And he has been given power by the devil. But God has allowed him, verse 7, în versetul 7, to make war with the saints and to overcome them. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Not overcome them spiritually. Nu să-i biruiască spiritual. You know, when you read the word saints, când citim cuvântul sfinți, it does not refer to Jewish people. Nu se referă la evrei. No Jewish person is called a saint. Niciun evreu n-a fost numit vreodată sfânt. Saints are believers. Sfinții sunt credincioși. And he is allowed to kill believers. Deci lui s-a permis
să-i omoare pe credincioși. So that teaches us that there will be believers on earth when the Antichrist is there. Deci asta ne spune încă o dată că atunci când Anticrist va veni, vor fi credincioși pe pământ. But it says in verse 8. Dar spune în 8. All who dwell on the earth will worship this Antichrist. Toți locuitorii pământului se vor închina Anticristului. Except those whose names are written from the foundation of the world in the book of life. Cu excepția acelor a căror nume s-a scris la întemerea lumii în cartea mielului. So that means there are believers on the earth whose names are written in the book of life. Deci înseamnă că vor fi credincioși pe pământ, dacă lor nume sunt scrise în cartea vieții. Is so clear. E așa de clar. That when the Antichrist is ruling the earth, the church has not gone off to heaven, it's here. Când Anticrist va veni pe pământ, biserica va fi încă aici. God is not going to take away his best soldiers to heaven when there's a need for a testimony for him on the earth. Dumnezeu nu își va răpi cei mai buni soldați ai săi la cer atunci când e nevoie ca ei să dea mărturie pentru el. And so we read about the believers who are going to be faithful to the Lord and not deny him in the last days. But what verse? It says here that verse 10, let's read verse 10. In the last part it says here is the perseverance and the faith of the saints. Spune că aici este răbdarea și credința sfinților. There are saints who are going to be persevere and faithful to the Lord. Sunt sfinți care vor răbda și vor crede în Domnul. And then we read. Și apoi citim. The last trumpet will be blown. Că ultima trâmbiță, ultima trâmbiță se va sufla. When the last trumpet is blown. Și atunci 7 angels in chapter 16 will come to pour out wrath upon the earth. 7 îngeri vor veni să arunce pe fața pământului. And that's the time when the church is going to be taken up. Atunci va fi răpită biserica. It's probably going to take 24 hours before the end of the world. Deci probabil cu 24 de ore înainte de sfârșitul lumii. And then you read in chapter 19. Apoi citim în capitolul 19. Jesus coming with the saints down from heaven. What verse? Chapter 19 and verse 11. 11. Apoi am văzut cerul deschis. Jesus coming on a white horse. Iisus vine cu un cal alb. And he comes down to earth. El vine pe pământ. And he's going to rule the earth. Și conduce pământul. And then when he comes and sets up his kingdom in Jerusalem. Apoi când vine și își așează împărăția în Ierusalim. I want to show you a verse in Zechariah. Vreau să vă arăt un verset în Zaharia. Zechariah chapter 14. În capitolul 14. It says here the verse 3. This is the same thing. Același lucru. Zechariah 14 verse 3. Yes. The Lord will go forth and fight against the nations. Domnul se va arăta și se va lupta împotriva neamurilor. Verse 4. Și 4. His feet will stand on the Mount of Olives. Picioarele lui vor sta pe muntele măslinilor. See, it is on the Mount of Olives that Jesus went up to heaven. Vedeți, de pe muntele măslinilor Domnul Iisus a înălțat la cer. And as he went up to heaven, și ducându-se în cer, two angels appeared. Au apărut doi îngeri, spune Biblia. And said to the disciples, și le-a spus ucenicilor, don't keep staring up like this. Nu stați și vă uitați așa în sus. The same Jesus, că același Iisus, went up like this, care s-a înălțat în felul acesta, come exactly like this. Va reveni în tocmai so, în modul acesta. From the same spot on the Mount of Olives where he went up. Deci în tocmai din acel loc de pe muntele măslinilor de unde s-a înălțat. His feet will stand on the Mount of Olives again. Spune Biblia că picioarele lui vor sta din nou pe muntele măslinilor. When he stands there, the mount will split into two. Și spune că în clipa în care picioarele lui vor atinge muntele, acesta se va desparte în două. And verse 9. Și în versetul 9. And the Lord will be king over all the earth at that time. Domnul va fi împărat peste tot pământul atunci. The Lord will be one, his name the only one. Domnul va fi singurul Domn și numele lui va fi singurul nume. And that is the time we read in Revelation chapter 20. Și atunci citim în Apocalipsa 20 that the devil will be locked up for 1000 years. Că diavolul va fi închis. Revelation 20 verse 2. Că diavolul va fi legat pentru 1000 de ani. And that is the time when Jesus will rule on the earth for 1000 years. În acești 1000 de ani Domnul Iisus va stăpâni peste pământ. 1000 years of peace. Vor fi 1000 de ani de pace. Where we will have glorified bodies. Și noi vom primi trupuri glorificate. But there will still be other sinners on the earth. Și totuși vor fi oameni păcătoși pe pământ. Who have not died. Care n-au murit. Who did not respond to Christ.
Și totuși nu i-au răspuns. And one would think that after seeing in those days people are going to live long lives just like in the days of Adam. Și atunci din nou oamenii vor trăi ani mulți ca pe timpul lui Adam. Like in the old days when people lived for 900 years. Când oamenii trăiau 900 de ani. So in those days again people will live a long time. Din nou oamenii vor trăi mult. And God has not given us too many details about this. Și Dumnezeu nu ne dă prea multe detalii. Așa, dar nu putem fi prea siguri ce se va întâmpla. Dar spune în Apocalipsa 24. Spune că ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani, biruitori. And all the other dead people, verse 5, will not be raised to life till 1000 years are over. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit 1000 de ani. This is the first resurrection. Asta e prima înviere. There are two resurrections. Deci sunt două învieri. The first one is when Christ comes and we are taken up, believers. Prima va fi aceea când Iisus va veni și își va răpi credincioșii. Versetul 6. Blessed and holy is the one who has a part in the first resurrection. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. They will be priests of God and reign with Christ for 1000 years. Ei vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Then when the 1000 years are over, și la sfârșitul 1000 de ani, versetul 7, Satan will be released from Satan va fi dezlegat for a short time. Pentru o perioadă scurtă de timp. And he will again go out, verse 8, and deceive people. Și din nou în versetul 8 spune că va ieși și va înșela neamurile. Very short time. Dar un timp scurt. Maybe less than a day. Poate mai puțin de o zi. It says fire will come down from heaven. Și spune că în nou că foc va cădea din cer. Devour the enemies of God. Și va nimici toți dușmanii lui Dumnezeu. And then verse 10. Și apoi în 10. The devil will be cast into the lake of fire. Spune că diavolul va fi aruncat în iazul de foc. And then verse 11. Și 19. God will set up his throne. Dumnezeu își va așeza tronul său. Where all the unbelievers are going to stand there to be judged by God. În fața căruia toți necredincioșii vor sta și vor fi judecați de Dumnezeu. Because they will be judged, it says in verse 12, last part, according to their works. Spune în 12 că morții au fost judecați după faptele lor. That means there are going to be degrees of punishment. Asta înseamnă că vor fi în iad grade de pedepsire. Not everybody who goes to hell is going to get the same degree of punishment. Nu toți care merg în iad primesc aceeași pedeapsă. It's going to be more for some and less for some. Unii vor primi mai mult, alții mai puțin. And then after that. Și după aceasta. We see in chapter 21. Vedem în capitolul 21. A new heaven, a new earth. Un cer nou și un pământ nou. And verse 2. Și în 2. The bride of Christ ready coming for her husband. Mireasa lui Hristos gata pentru mirele ei. And then we read about eternity. Apoi citim de aici încolo despre veșnicie. And the Lord says. Și Domnul spune. Chapter 22 verse 12. În capitolul 22 cu 12. I'm coming quickly. Eu vin repede. My reward is with me. Răsplata este cu mine. Give to every man according as his work shall be. Ca să dea fiecăruia după fapta lui. So what shall we say? Deci ce să spunem? Verse 20. 20. Yes, he's coming quickly. Da, eu vin curând. Amen. Amin. Come Lord Jesus. Vino, Doamne Iisus. That's our prayer. Asta e rugăciunea noastră. I want to show you one last verse before we close. Înainte de a încheia, vreau să vă arăt un verset. 2 Peter. 2 Petru. In chapter 3. 3. 2 Peter chapter 3. 2 Petru capitolul 3. Verse 9. Cu 9. The Lord is not slow about his promise. Domnul nu întârzie la împlinirea făgăduințelor lui. Păi de ce așteaptă el? He doesn't want anybody to perish. El nu vrea ca nimeni să piară. Domnul întârzie pentru că nu vrea ca nimeni să piară, ci tot să se pocăiască. That's why the Lord is waiting. De aceea întârzie But then he'll come. Dar când va veni? Verse 10. 10. The day of the Lord will come like a thief. Ziua Domnului va veni ca un hoț, deodată. See, a thief does not announce when he's coming. Vezi, un hoț nu zăde știre când vine. He comes suddenly. Vine așa deodată. The heavens will pass away. Spune că cerurile vor trece. Elements will melt with intense heat. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură. Și pământul cu tot ce este pe el va arde. Verse 11. 11. Since these things are to be destroyed. Deci fiindcă aceste lucruri au să se fie distruse. What sort of people should you be? Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? In holy conduct and godliness. Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. I have preached holiness.
Eu voi predica neprihănirea. Am predicat neprihănirea în ultimii 33 de ani. Because I believe that's how we are to be ready for the coming of Jesus Christ. Pentru că eu cred doar în felul acesta putem fi gata pentru venirea Domnului. You young people, tineri, you are the next generation. Voi sunteți următoarea generație. You have to prepare people around you. Voi trebuie să-i pregătiți pentru cei din jurul vostru. Pentru revenirea Domnului. Lead them to holiness. Condui în neprihănire. And it says further in verse 12, we should be looking for and hastening the coming of the day of God. Spune aici în versetul 12 că ar trebui să așteptăm și să grăbim venirea lui Hristos. În versetul 14. Therefore, beloved, de aceea, preobiților, since you're looking for these things, pentru că așteptați aceste lucruri, be diligent to be found in him in peace, spotless. Siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. We've seen many things in the last couple of hours. În ultimele ore am învățat destule lucruri. We are living in very exciting times. Trăim în niște timpuri foarte foarte interesante, pline de bucurie. There will be a period of birth pains. Va fi o perioadă care va fi ca și durerile nașterii. But then our Savior will come. Dar apoi Mântuitorul nostru vine. Like we sing in that song. Exact cum cântăm. Maybe morning, maybe noon, maybe poate dimineața, poate după masa, poate seara. The important thing is not to know all the details. Important nu e să știm aceste detalii. The important thing is to be ready. Important e să fim gata. For 2000 years Christians have prayed. De 2000 de ani creștinii s-au rugat. Come quickly, Lord Jesus. Vino cât mai repede, Doamne Iisus. We are also praying that. Și noi să ne rugăm la fel. I think we are one of the most privileged generations in the history of Christianity. Eu cred că suntem una dintre cele mai privilegiate generații din istoria creștinismului. Because it is possible we may not die. Pentru că e foarte posibil să nu murim. We may be alive to see the coming of Christ. Ci să fim în viață când Hristos va veni. And before he comes. Dar înainte de a veni. Be like Noah. Noi trebuie să fim ca Noe. Noah had a little church. Noi avea o biserică mică. Small church. Micuță. But it was a pure church. Dar era o biserică pură. And that's been my challenge. Asta e provocarea mea. That's your challenge. Și asta e provocarea ta. To build a little church, a little fellowship of people. Să zidești o părtășie intimă cu frați. Who are true to the Lord. Care să aibă adevărul Domnului și să fie credincioși, puri, holy, și sfinți. Ready for the coming of Christ. Gata pentru venirea Domnului. Let's pray. Să ne rugăm. Heavenly Father, Tată Ceresc, we know that we don't know the exact day or hour when Christ will come. Noi nu știm nici clipa, nici ora, nici ziua în care tu vei reveni. But you said that we că Fiul tău va reveni. But you said we will know when he is near. Dar tu ne-ai spus că vom ști când se va apropia. And we see the signs being fulfilled around us. Și acum vedem în jurul nostru cum semnele se împlinesc. Lord, we want to be those who are wise. Doamne, noi vrem să fim fecioare înțelepte. Knowing the signs of the time. Și să cunoaștem semnele timpurilor. I pray that you will help everybody here to be ready. Ajută-ne tuturor să fim gata. There may be people here who are not ready to meet you. Poate sunt oameni care nu sunt gata să te întâlnească. There may be young people here who are still foolishly living for the world. Poate sunt tineri aici care încă trăiesc ca nebuni în lume. Please shake them up today. Doamne, trezește și zguduie-i astăzi. Older people, chiar pe bătrâni, who are not good examples to care their nu family. Sunt modele bune în familiile lor. Husbands and wives who are still fighting with each other. Soți și soții care se mai ceartă între ei. Lord, have mercy. Doamne, ai milă. Raise up families like Noah's. Doamne, ridică familii ca familia lui Noe. Noi acum în zilele din urmă. Follow Jesus. Doamne, copii care să te urmeze, să urmeze pe Hristos. Who will marry girls who follow Jesus. Tineri care să se căsătorească cu fete care urmează pe Hristos. Să fie cămine divine. Thank you, Father. Îți mulțumesc, Tată. Raise up such testimonies in every part of the world. Doamne, ridică astfel de mărturii peste tot în lume. We pray in Jesus' name. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amen. Amin.